Ce fel de tip era Dumnezeu, serios? Un om extraordinar. Un om care iubea fotbalul, era excentric. Un om care dacă aveai orice argument în fața lui, un om care, în primul rând, cerea corectitudine. Era într-adevăr extrem de exigent. Te încerca de 20 de ori. Pe mine m-a pus la încercare de... Păi știți cum a dat? Prima dată, el m-a dat afară de la Bacău. Am venit de la celebrul meci de la Brașov, când am salvat ultima etapă, vă aduceți aminte? Da. Cu Tudor la centru, am apărat 11 metri, eu minutul 87. A dat Cristi Ciocoiu gol. Minutul 60, Cristi Ciocoiu, finul lui. Sechel a acumulat pe Cristi pe Ciocoiu. Da. Când am ajuns la Bacău, după meci, cu suporterii la stadion, el ne aștepta cu plicurile în Ovidiu, uite așa, câte 4.000 de dolari de căciulă aveam. Vorbim de 97, erau bani 98. Ne așteaptă în training, stătea paharul de whisky de el și banii puși așa. Și începe ședința cu noi. Bă, Florine, felicitări că dacă nu erai tu aparat pe penalti ăla, Lăcă era antrenorul la Brașov, minutul 88. Și zice lui Ciocoiu, bă, vreți să spun ceva? Decât să fi dat tu gol, mai bine retrogradam, finule. Păi de ce, nașule? Păi bă, tu acum toată viața ta o să-mi scoți ochii. Eu când am auzit că îi zice așa, zic, păi domn primar, noi acum venim de pe drum, suntem obosiți dumneavoastră, ne-a schimbat la stadion să ne certați? Auzi, băi bucureștene, tu să vorbești la tine la București, ieși afară de aici. Și m-a dat afară din sală. Eu când am plecat afară din sală... Tocmai apărase și penaltiul, nu? Înainte cu două ore, salvasem echipa de retrogradare. Când am plecat pe parcare, pe acolo, ziariștii erau cu camere, așteptau să dăm interviul. Și eu am început. Și vă răstă să vă fie, vă merita soartă, Băcău, dacă îl mai votați pe ăsta primar. E tu gură mare. Mă duc acasă și mă culc. Pe la vreo nouă îmi sună telefonul când văd Chivorchean. Zic, bă, nene, ce s-o fi întâmplat? Păi, Florine, tu ai luat presa din Bacău de azi dimineață? Zic, n-am luat-o, dar mă duc acum jos, o iau de la chioșc. Și când am luat presa în Ovidiu și când am văzut pe toate paginile mari, Băcăuan, vă merita soarta. Ăsta, făcusem în toate felurile, Sechelariu. Cine sună telefonul după 5 minute? Florine, unde ești? Stai acasă, domnul primar. În primul rând vreau să-mi cer scuze că am citit astea prin presă ce a apărut. Îmi cer scuze, asta e, dar am fost și eu euforic după meci. Te aștept la stadion, vin repede încoace. Eu zic, bă, cred că m-o fi iertat. Când mă duc la stadion, m-a așteptat, era o pungă de bani în dreapta, nu o să-i niciodată, o pungă de bani în dreapta lui. Dragoș Benea, care este acum pe Consiliul Județean, era secretarul lui, omul de încredere. Chivorchean acolo și el și începe ședința. El aici, ora 10:30, parul de whisky, cu gheață. Bă, ce ai făcut tu pentru mine și nu ești Băcăuan. Mai scăpat de retrogradare, eram în divizia B, îmi muram pe ăștia pe toți. Dar îmi pare rău de azi nu mai ești la mine la echipă. Domn primar, nu am ce să zic, mi-e o rușine, de îmi cer scuze, aveți dreptate, îmi cer scuze, asta este, plec. Păi stai așa, nu, că eu sunt dator față de tine. Cred că era un punct, dacă nu mă înșel, vreo 30.000 de dolari. Pe toți mi-a dat în Ovidiu. Poftim. Bani mulți, pe vreme. Eu aveam primă de rămânere în Liga 1, 3.000 de dolari. Așa mi-a dat punga. Bă, ce ai făcut tu pentru mine? Dar cu mine nu poți să lucrezi în condițiile astea. Eu dictez aici la mine la echipă. Și mi-a dat o pungă de bani în Ovidiu și am plecat de la Bacău. Așa am plecat de la Bacău. Bun, Florine, un om, vă spun, l-am văzut și, fotbalul și, era cam și în ultimele clipe de, needucat, dar, de viață. Dar era un om care a făcut bine. Corect, un om, a făcut bine. Și orașul Bacău, la vremea când a fost el primar, avea șomaj zero și orașul era incredibil de curat.